Iată-ne din nou la Viena, după aproape 5 ani, și ne bucurăm că ați putut veni. Pentru toți că sunteți aici, Domnul să vă binecuvinteze, să ne ajute să avem inimi deschise la cuvântul său. Pentru întâlnirea din seara aceasta am ales un text din cartea profetului Isaia, care se potrivește foarte mult, cred eu, cu vremea pe care o trăim și cu contextul în care ne aflăm și în plus se potrivește și cu chemarea pe care eu am primit-o personal din partea Domnului. Așa cum probabil ați văzut și pe afișul pe care l-am dat mai departe, am intitulat această întâlnire, acest mesaj, Străjerule, mai este mult din noapte și textul se găsește în Isaia, capitolul 21, de la versetul 11. Prorocia asupra Dumei, mi se strigă din seir, străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străgerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Și bineînțeles este un text din cartea profetului Isaia care se aplică în mod special pentru o situație particulară, pentru situația legată de poporul Edomit, care locuia în jurul muntelui Seir, undeva în sud-estul Israelului, zonă care aparține acum țării care se numește Iordania. Dincolo de aceasta nu o să intrăm în detalii. Este vorba de niște cuvinte a căror valoare a rămas peste veacuri. În special pentru vremea aceasta din urmă. Dumnezeu în orice epocă a istoriei și în Vechiul Testament și în Noul Testament a avut străjeri, a avut oameni pe care i-a pus să privească cu atenție, să vadă lucrurile care se întâmplă în jur, care se întâmplă la orizont, pericolul care se apropie și să avertizeze poporul lui Dumnezeu în legătură cu aceste lucruri. Sigur, dacă este să ne uităm strict la sensul din text al cuvântului, un străjer în Israel era un om care stătea pe un zid, pe zidul cetății, existau mai mulți, nu era un singur străjer, și ei se schimbau la fiecare trei ore, era vorba de straja întâi, a doua, a treia, a patra, trei ore fiecare din noapte, de la șase seara până la șase dimineața, iar oamenii aceștia trebuiau să fie foarte atenți dacă se apropia vreun pericol, să avertizeze pentru ca poporul din cetate să se pregătească. Iar Apostolul Pavel vorbește tocmai de lucrul acesta, de faptul că noi trebuie să fim pregătiți pentru vremea aceasta care se apropie, vremea în care de fapt am intrat și care presupune revenirea Domnului. Este un moment când am putea vorbi despre ultima strajă cea care era spre dimineață. Și Pavel ia acest exemplu și îl folosește în Romani, capitolul 13, versetul 11. Îl știți, l-am tot citat. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Iar noi, dragii mei, ne aflăm la intersecția a două epoci istorice se termină noaptea aceasta a umanității, o noapte spirituală, care a început după ce creștinismul primar s-a stins, să spunem așa, odată cu faptul că a fost adoptat ca religie oficială în Imperiul Roman, din momentul acela creștinismul și-a pierdut vigoarea pe care a avut-o în perioada faptelor apostolilor. Din acel moment a început să se instaleze noaptea, iar evul mediu a fost o perioadă teribil de întunecată și în continuare noaptea este dacă este să ne uităm în jurul nostru la felul în care se mulțesc păcatele, societății în care trăim noaptea, pe măsură ce ne apropiem de dimineață, în perioada aceasta trecută de miezul nopții, ea devine tot mai intensă și oamenii, bineînțeles, tendința este de a dormi. Vremea este aceasta, nu avem niciun dubiu în această privință, iar chemarea Domnului este foarte clară, e vremea să ne trezim din somn. De aceea am pus această denumire, vremea trezirii, Pornind de la acest verset, pentru că unul din primele mesaje pe care mi le-a dat Domnul să-l dau mai departe a fost acesta. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. De ce? Pentru că Domnul este aproape. Și sigur, unii ar putea să spună, da, acesta era mesajul din 2015. Și mi-amintesc că aici la Viena am venit prima dată, 2016, pe urmă în 2017, și vorbeam despre apropiata revenirea Domnului. Și iată, cineva ar putea să obiecteze și să spună. Bine, dar au trecut 7 ani, 8 ani, aproape 10 ani dacă ne raportăm la data de 2015 și iată, Domnul n-a venit. Prin urmare, are rost să mai așteptăm venirea Domnului, dragii mei. Tocmai aici este pericolul, pentru că se instalează această obișnuință cu ideea că vine Domnul, iar cei care odinioară așteptau venirea Lui, tind să adormă din nou. De aceea, îndemnul este foarte clar, la trezire, la a fi treji la a Este un text în Psalmul 89 care vorbește despre ce făcea un străjer atunci când vedea pericolul apropiindu-se. Iar pericolul ce se apropie este necazul cel mare. Perioada cea mai întunecată a umanității, înainte să răsară lumina, să vină zorile peste această umanitate, să înceapă împărăția de mii de ani, pericolul cel mai mare este această perioadă de judecată de șapte ani și trebuie să fie o avertizare în legătură cu acest lucru. Iar poporul trebuie să asculte, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele Tău și se fălește cu dreptatea Ta. Iar acesta era un psalm care avea legătură cu ceea ce se întâmpla în Israel, cu năvălirile popoarelor păgâne din jur, însă are o aplicabilitate pentru vremea de acum. Ferice de oamenii care ascultă sunetul trâmbiței, care își dau seama de Pericolul ce ne stă înainte și că, într-adevăr, există o scăpare. Se pregătesc ca să scape de acest pericol, de această amenințare care va veni peste lumea întreagă. În Apocalipsa se spune despre ceasul încercării care va veni să încerce pe locuitorii pământului. Nimeni nu va scăpa de acest ceas al încercării dintre cei care vor fi pe pământ. Din fericire, Dumnezeu a pregătit o scăpare. Este vorba de plecarea Bisericii în momentul venirii sale. Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată în întuneric și n-a făcut asta în toată istoria. De fiecare dată când urma o judecată, el trimitea avertizări și făcea lucrul acesta prin oameni care nu purtau un titlu de străjeri, dar îndeplineau funcția aceasta. Erau oameni care vegheau asupra poporului, care vedeau ce se întâmplă, primeau de la Dumnezeu lumină și avertizau poporul. Așa a fost în toate pocile istoriei, începând cu Ieremia, cu Ezechiel și până în vremurile noastre, lucrurile sunt la fel și în vremea aceasta, din urmă, observ mai ales în lumea de, de limbă engleză, nu știu în uh, lumea de limbă germanică, nu știu în această parte uh, a Europei câți oameni avertizează, dar pe limba engleză sunt destui care vorbesc, de asemenea în limba spaniolă sunt destui și iată, am și parte partea mea pe care mi-a dat-o Domnul și de care caut să mă achit, să spun că, într-adevăr, venirea Domnului este aproape, ferice de poporul care ia seama la sunetul trâmbiței. Sigur, încă o dată spun, ce motive am avea să credem că până la urmă chiar este aproape venirea Domnului? Oare nu cumva ne-am înșelat? N-ar trebui să renunțăm la ideea asta de a mai spune că vine Domnul din moment ce, iată, vorbim de 10 ani aproape și Domnul n-a venit. Lucrurile au mers cum au mers. Am trecut printr-o epidemie aproape generalizată, pandemie, numiți-o cum vreți, n-are importanță, dar oamenii au trecut de toate acestea și parcă acum ideea aceasta a revenirii Domnului deja sună a ceva ciudat. Foarte mulți din creștini nu cred că vine cu adevărat Domnul, alții, chiar dacă ar spune că ei cred în asta, nu iau niciun fel de atitudine. Și atunci întrebarea este, cu adevărat Domnul este aproape să vină? Cu adevărat se vede la orizont faptul că este aproape venirea Domnului pentru a-și lua biserica acasă și să știți, pentru răpirea bisericii nu e niciun semn. Semnele sunt pentru perioada aceasta de judecată, pentru norii negri care se strâng, pentru furtuna ce se apropie asupra acestei lumi. Semnele sunt indicate în legătură cu judecata. Răpirea bisericii poate să fie oricând înainte, poate să aibă loc chiar și astăzi. Nu o să redau toate semnele vremurilor. De multe ori le-am grupat în categorii și am vorbit despre ele. Nu putem să mai vorbim cu toată libertatea cum vorbeam înainte. Dar spune Domnul că atunci când lucrurile acestea se vor întâmpla deodată, împreună, în același timp, unii vorbesc de o convergență, de o unitate, de o desfășurare a tuturor lucrurilor în același timp, atunci, cu adevărat, Domnul este aproape. Și găsim în Matei 24 aceste versete pe care de asemenea le cunoașteți, le-am citat de multe ori. De la smochin învățați pilda lui, când îi fregezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea aceste lucruri să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Și sigur, indiferent cum a interpretat aici, unii au spus, nu i neapărat vorba de Israel, că smochinul ar fi Israel, ci este un semn. Când un pom are mugurii mai mari, este clar, se apropie vara. Că e smochin sau că e alt pom, știi că se apropie vara. Tot la fel și voi când veți vedea lucrurile acestea, să știți că Domnul este aproape. Personal, cred că e vorba de Israel, dar trecem de această discuție. Ne uităm la versetul următor, 33, și spune aici Domnul, când veți vedea toate aceste lucruri, toate, nu lipsește niciunul, dragii mei, toate aceste lucruri se întâmplă. Și am să enumăr astăzi doar trei categorii dintre acestea și fiecare să tragă concluzia dacă într-adevăr la orizont se vede că judecata acestei omeniri, perioada anumită necazul cel mare se apropie și prin urmare și nădejdea noastră fericită revenirea Domnului. Și am să vorbesc în primul rând despre tehnologia viitorului. Gândiți-vă numai la un simplu aspect. Aici e mult de spus și am vorbit de multe ori despre multe lucruri, dar gândiți-vă la un simplu aspect. Cine dintre noi ar putea să mai trăiască în societatea actuală, aici în Viena, sau și în România, în București, în orice oraș, și chiar și la țară fără telefonul mobil. Observați cum am devenit dependenți de el, cum eram acum 20 de ani, sau acum 25 de ani. Cine avea telefon mobil, când a început să fie lansat pe piață, foarte puțini aveau, și mi-amintesc când a venit un coleg la facultate cu el, prin 98, mi se părea ceva extraordinar, un telefon mobil, și toți ne uitam, ne arăta și ne uitam ce poate să fie invenția asta. După care, bineînțeles, era vorba de un telefon mare cu butoane, care avea bateria ce ținea maxim câteva ore, dar iată, în numai 25 de ani am ajuns să fim dependenți de niște dispozitive foarte inteligente și, potrivit ultimelor date statistice, cifra celor care dețin un telefon mobil pe fața Pământului este de 6,84 de miliarde de oameni. Dintr-un total de 8,1 miliarde, anul acesta se estimează că se va ajunge la 7,1 miliarde de utilizatori de telefon mobil. Și bine, poți să spui care e problema cu asta. Foarte bine. Toată lumea este obișnuită să folosească telefonul mobil, viața este mai ușoară așa și în plus putem asculta și predici și cântări și urmări postări noi, în fine. Problema majoră este că tinerii și în general generațiile care vin, care se nasc cu tehnologia, devin dependente total de lucrul acesta. Și pasul următor, fiindcă există și un pas următor, știți? După ce a fost telefonul fix, a apărut cel mobil, după cel cu butoane a apărut smartphone-ul, care este pasul următor? Ce trebuie să apară după, fiindcă tehnologia avansează? Și noi nu o să mergem la infinit cu același lucru. Există o presiune ca să se schimbe acest dispozitiv, să se inventeze altceva nou. Ce pot să mai facă mai departe? S-a ajuns la Samsung S24, iPhone 16 sau 17. În fine, ce pot să facă altceva, fiindcă mai mult de a pune niște memorii în plus și de a-i pune o cameră mai bună, nu mai e ce să-i faci. Care este pasul următor? Și, repet, la care vor trebui să treacă deodată 7,1 miliarde de oameni dacă vor vrea să utilizeze în continuare tehnologia aceasta? Potrivit unui articol apărut în revista franceză Le Monde, citat și în presa română, până în anul 2030, actualul tip de telefoane mobile va ajunge să fie înlocuit în totalitate cu dispozitive noi, cu ceva nou, ce anume? Este vorba de însoțitori digitali conectați la inteligența artificială, dispozitive ce pot fi fixate pe rever pentru a asculta e mail sau pentru a efectua apeluri, pot fi purtate la închietura mâinii pentru a urmări activitățile zilnice sau pot fi așezate pe deget ca un inel inteligent pentru a gestiona datele de sănătate. Și imaginea proiectată pe palmă sau direct pe retină, în locul ecranului. Astfel, expoziția Mobile World Congress, care a avut loc la Barcelona între 26 și 29 februarie, a dezvăluit dispozitive noi, mai mici, mai ușoare, dar puternice și intuitive. Ceva și mai uimitor, lucrurile nu se opresc aici. Bine, dacă e pe rever și pe deget, nu-i mare problemă. Potrivit unui director de cercetare la un institut de previziune strategică, citez, există șanse mari ca smartphone așa cum îl cunoaștem, să dispară în viitorul apropiat. Specialistul a mai afirmat că nu contează cu ce va fi înlocuit smartphone-ul, prin dispozitive ce pot fi fixate, inele, brățări, ochelari, lentile sau chiar implanturi biometrice. În acest sens, el a menționat Neuralink, firma condusă de Elon Musk, pentru a dezvolta implanturi cerebrale, care a reușit primul astfel de implant la un pacient pe 28 ianuarie. Citez. Aceasta ar putea fi prima cărămidă din drumul care poate duce la adoptarea acestor interfețe om-tehnologie. Ce anume? Deja telefon mobil printr-un chip conectat la creier, implantat, și estimează ei că lucrul acesta ar putea să fie implementat până în anul 2030? A ce sună asta? Dragii mei, ce se vede la orizont? Noi spunem că vine Domnul, dar vreodată ne-am gândit că se va ajunge până în punctul acesta? Sau ce apare în presă sunt bazme? Nu sunt deloc bazme, nu sunt uh, fabulații, este vorba de ultima tehnologie. Și nu-i doar firma lui Elon Musk, sunt și alte firme care fac același lucru. Următorul pas de la telefonul mobil mai înainte va fi acesta cu, mai întâi cu dispozitive portabile și la urmă cu implanturi cerebrale. Iar 7,1 miliarde de oameni în anul acesta sunt obișnuiți să folosească telefonul mobil. Câți dintre ei vor spune nu, vreau să renunț total la utilizarea lui. Nu știu câți pot să facă efectiv lucrul acesta. Așadar, dacă se întâmplă așa, dacă termenul acesta de 2030, nu că putem fixa vreodată cu privire la revenirea Domnului, dar dacă ei avansează termenul de 2030, întrebarea este cât timp ne mai desparte până la împlinirea profeției din Apocalipsa 13. Cât timp? Iar dacă această profeție este la jumătatea necazului, cât de aproape este atunci revenirea Domnului? Iar răspunsul rădă fiecare. Acesta este un semn foarte clar cu tehnologia viitorului, nu-i doar acesta, se poate vorbi ori în șir despre ce se întâmplă în domeniul acesta al inteligenței artificiale, dar vreau să fac aici o paranteză și să spun, creștinii n-ar trebui să fie atât de mult preocupați de identitatea digitală cât de umplerea cu Duhul Sfânt. Putem să ajungem la un moment dat să fim atât de interesați de ce se întâmplă cu tehnologia și să neglijăm lucrurile care cu adevărat ne interesează și vom ajunge imediat și la ele. Al doilea semn nu mai este din lumea înconjurătoare, ci e din interiorul creștinismului și se referă la apostazie. Când vorbim despre acest semn clar al venirii Domnului, adesea suntem tentați să ne uităm ce se întâmplă la Roma. Când zice apostazie, ca semn al vremurilor, imediat te duci la Vatican să vezi ce a mai făcut papa, ce declarații, ce lucruri extraordinare în avansarea ecumenismului. Dragii mei, gândiți-vă puțin. Apostazia înseamnă lepădare de credință. Ce credință au de lepădat catolicii și fraților din răsărit când ei au lepădat deja de 1500 de ani? De când au luat moaște și imagini și ritualuri seci? Ce să mai lepede? Ei nu au avut niciodată credință adevărată decât la început, când a fost creștinismul primar, însă de mai bine de 1500 de ani, nu mai este vorba de credință adevărată. Te duci în catedrala Sfântul Ștefan de aici, ce credință adevărată se vede acolo? A prins o lumânare de un euro, și ai toată credința. Ei niște apă îți dai pe frunte, atât e credința. Pentru ei, ce credință se le Lepădarea de credință are de-a face cu Biserica Domnului, cu creștinii care se numesc biblici, în speță cu cei protestanți și de asemenea cu cei evanghelici. Și atunci înseamnă că dacă mergem prin eliminare, lepădarea de credință ar trebui să se întâmple în mijlocul evanghelicilor, în mijlocul creștinilor biblici. Întrebare, se întâmplă lucrul acesta astăzi? Să vedem. Eu spune Domnul Isus: și se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Sigur, iarăși, putem spune e vorba de Israel de timpul necazului și este adevărat și atunci vor fi, dar este o aplicație și pentru noi. Este adevărat că dragostea celor mai mulți dintre creștini față de Dumnezeu și față de frați s-a răcit. Din ce cauză? Din pricina mulțirii, fără de lege, din pricina apostaziei, din pricina faptului că a început să fie tolerat păcat după păcat, fără niciun fel de probleme, justificat cu Scriptura, cu toate lucrurile îmi sunt îngăduite, cu pot să fac totul, dar după încredințare, fiecare să nu judece pe celălalt. Și atunci s-au dus gardurile și am rămas cu fără de legea care a dus la răcirea dragostei. Apostolul Pavel spune: Nimeni să nu vă măgească în vreun chip, căci nu va veni ziua Domnului, adică necazul cel mare, și prin urmare revenirea Domnului pentru biserică, răpirea bisericii, nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință. Nu putea să aibă loc răpirea înainte să fie apostazie în rândul celor care au avut credință. Dar acum este. Și de o bucată de vreme, mai ales din ultimele două-trei decenii, dacă să ne uităm pe toată fața Pământului, și vă mai spun că un lucru, mai ales din 2020 încoace. Oameni care altădată erau treși, care aveau uh, o dragoste ferventă pentru Domnul, care vorbeau de Domnul, care mărturiseau, care spuneau izbăvirile lor, acum sunt seci, uscați, adormiți. De ce? Pentru că trăim acest semn, nu va veni ziua Domnului înainte de a veni repădarea de credință. Și lui Timotei spune tot Apostolul Pavel, tot despre semnul acesta, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Ce înseamnă lepădarea de credință, ascultați aici, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, roși, cu multe titluri, cu multă faimă, sună cunoscut, trufași, hulitori, nu citesc toată lista, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Avem forma de evlavie, mergem și venim de la biserică, dar asta fac și catolicii. Asta fac și celelalte religii. Oamenii merg și unii, într-adevăr, au renunțat și la obiceiul acesta. Dar faptul că mergi și te întorci de la biserică Duminică nu înseamnă că ai o credință. Credința adevărată este în inima omului și presupune o transformare, o viață de Evlavie. Nu o formă de Evlavie, ci o viață de Evlavie. Adică de teamă de Dumnezeu. Și oricine se teme de Dumnezeu se îndepărtează de rău. Se îndepărtează de păcat. Iar lui Timotei îi spune: Depărtează-te de oamenii acești. Lasă-i pentru că te vei contamina. Mai mult decât atât, spune tot Pavel, căci va veni vremea, tot legat de vremea sfârșitului, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Nu mai vrem să ni se spună așa. Nu mai vrem de pocăință, nu mai vrem tot asta, tot asta, tot neprihănire, tot curăție, tot mărturisire, tot pocăință. Altceva. Cum să fii un om de succes? Cum să faci primul milion de euro? Și pe urmă pe al doilea și pe urmă pe al zecele. Oamenii vor fi iubitori de bani, iubitori de sine. Lăudăroși că degeaba faci bani dacă nu te lauzi cu ei. Și așa mai departe. Și pe urmă ne întrebăm ce înseamnă apostazia, lucrul acesta. De unde dragoste? Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Trăim lepădarea de credință în biserică? Da. Categoric. Dacă ar fi să vorbim și de felul în care se desfășoară multe biserici, așa numitele programe, n-am avea timp să enumerăm câte fațete are acest semn al vremurilor care presupune lepădarea de credință. Trăim într-o vreme în care doar o rămășiță, o mică rămășiță, tot mai mică rămășiță, ajunge într-adevăr să trăiască în teamă de Dumnezeu, să se pregătească pentru venirea Domnului. Pentru că nu toți cei care vorbesc despre venirea Lui se și pregătesc pentru ea. Al treilea semn, sau a treia grupare de semne. Prima a fost tehnologia viitorului, a doua apostazia, a treia se referă la Israel. Facem în fiecare lună, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să putem face câte o ediție din Israel Ceasul Istoriei. Și uitați-vă, în Israel ce se întâmplă. Situația care este acum în Israel, nu numai că n-a mai fost niciodată, nici nu va mai putea să se întoarcă vreodată lucrurile la ce a fost înainte de 7 octombrie. Știți, în. În mitologia greacă, nu intru acum în detalii, că este o mitologie păgână până la urmă, se spunea despre desfacerea cutiei Pandorei. Și odată ce s-a desfăcut cutia Pandorei și a ieșit dezbinarea, și a ieșit războiul, iată ce avem aici, în 7 octombrie s-au desfăcut toate legăturile Întunericului în Israel și lucrurile nu se vor sfârși. Războiul va ține până la sfârșit. Sigur, va fi o perioadă scurtă de pace în care Israelul va locui în pace, în liniște, fără ziduri, fără zăvoare, fără garduri și atunci va fi invazia lui Gog, dar până atunci vor fi războaie în continuare. Cel cu Hamas nu s-a terminat, se continuă și se va mai continua și sub forma unui război de insurgență, de gherilă, pentru că Hamasul nu se va termina odată cu cucerirea orașului Rafa. El va continua să funcționeze pe grupuri mici în diferite părți ale fășii Gaza pentru că acolo în 80% sunt în favoarea lor. Și atunci, cum să faci într-adevăr să scoți acest rău din rădăcină, din acea zonă? Este aproape imposibil și nu intru în detalii cum se va sfârși cu Gaza. Am vorbit de mai multe ori, sunt prorocii legate de acest lucru. Dacă să ne uităm la nord, vine un război și mai mare, războiul cu Hezbollah. Și poate să înceapă chiar săptămâna viitoare sau luna viitoare, oricând. Însă momentul în care va începe acel război, lucrurile vor scăpa absolut, total de sub control, nu se va mai putea reveni sub nicio formă la starea de pace care exista, o pace relativă înainte de acest lucru. În plus, în afară de cele două grupări, Hamas și Hezbollah, sunt țările din jur. Am spus la ultima ediție că Egiptul își strânge sute de tancuri și au făcut autostrăși în peninsula Sinai și unul din generalii evrei a spus pe față că lucrurile acestea nu le-au făcut pentru cei din Gaza sau de frica lor, ci pentru o confruntare viitoare cu Israelul. Înainte să ajungă Egiptul la pocăință, cum este scris în Isaia, în profețiile privitoare la Egipt, înainte de acest lucru va mai participa foarte probabil la un conflict cu vecinii din jur, în împlinirea scenariului din Psalmul 83. La fel și Iordania, la fel și Siria, cum se va distruge Damascul, cum se va împlini profeția din Isaia 17, Iremia 49. Dragii mei, Israelul este în fierbere și creștinii sunt în adormire. Noi ar trebui să ne uităm acolo pentru că este ceasul istoriei și dacă punem toate lucrurile cap la cap, nu doar ce se întâmplă în Israel, cu ce se întâmplă în jurul nostru, cu tot ce are loc în societatea modernă, cu apostazia din biserică, ne dăm seama că toate aceste lucruri se întâmplă. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă, iar eu personal cred că este o mare șansă ca Domnul să vină în perioada imediat următoare, mai ales că tot mai puțini oamenii îl așteaptă și că până și cei care altădată îl așteptau, acum au intrat din nou într-o stare de ațipeală, de adormire. Iar dacă ar fi să vorbim de aceste semne, ar fi vorba, cum am spus, de mult timp, de ore în șir, însă, nu ar trebui să fie atenția noastră îndreptată doar spre ce se întâmplă în jur. Și sub nicio formă nu ar trebui să încercăm noi să ne luptăm cu morile de vânt, ca Don Quixote de la Mancha, și să încercăm noi să punem capăt la tot ceea ce vine peste Europa aceasta, prin metode politice. Nu vreau să intru în detalii, este o pistă total greșită, este o pistă falsă și nu este după Scriptură. Cel puțin nu în Europa. Dacă în Statele Unite se va putea face ceva, vom vedea dar mă îndoiesc. Ce ar trebui însă noi să facem? Noi ca și creștini. Sunt mulți care vorbesc de venirea Domnului, câți vorbesc însă de pregătirea care ar trebui să fie în poporul lui Dumnezeu. Este chiar așa că toți care sunt în biserici vor dispărea dintr-o dată pentru simplu fapt că ei sunt membri acolo în momentul revenirii Domnului? Și zic și eu cum zicea Eremia, amin, așa să fie. Să scape Domnul tot poporului. Dar mă îndoiesc că e așa. Și de ce? Pentru că Scriptura ne arată o altă realitate. Noi avem Cartea Apocalipsa și la începutul Cărții Apocalipsa avem starea bisericii în istoria ei, în cele două milenii de creștinism și avem trei biserici reprezentative pentru vremea din urmă. Iar aceste biserici, unii le-au aplicat foarte simplu. Sardes, au spus că e cea protestantă, la Laodicea este cea tradiționalistă, adică în speță catolică sau ortodoxă, și Filadelfia toate bisericile evanghelice. Și zic încă o dată, amin, așa ar fi trebuit să fie, dar nu e așa. Este vorba de una dintre aceste trei stări și fiecare biserică evanghelică poate să fie într-una din aceste trei stări și fiecare creștin personal poate să fie într-una din stările acestea. Nu sunt decât trei. Și vreau să le rezumăm, să ne uităm încă o dată, pentru că nu e vorba doar de a ști ce vine, ci de a ști și cum să scapi. Un străjer nu doar anunța, și și chema poporul la luptă. Nu anunța doar semnele pe care le vedea în uh, depărtare, care indicau faptul că vine un pericol, se apropie un pericol iminent, ci spunea că poporul trebuie să se ridice la luptă, iar poporul trebuie să se ridice. Trebuie să existe o trezire, trebuie să existe o pregătire. Spun asta de ani de zile. Și nu o văd, decât foarte, foarte puțin. De ce? Pentru că oamenii cred că merge și așa. Mai ales noi românii. La noi vorba generalizat în poporul român este merge și așa. Merge și așa și la o construcție mai strâmbă, merge și așa și la un lucru făcut de mântuială, merge și așa și cu creștinismul. La noi totul merge și așa. Ei bine, în Scriptură nu arată că merge și așa. Oricum, tot în cer vom ajunge. Bisericii din Sardes să spune, știu faptele tale că merge numele că dar ești mort. Să zică Domnul de o biserică e moartă și de un om. Să zică ție în față, să -mi zică mie ne zic că nu. Știu că îți merge numele, da, că trăiești, ai renume, dar ești mort. Ești despărțit, nu mort fizic, categoric. Ești despărțit, tu n-ai relație cu mine, tu nu trăiești viața cu mine. Sigur, să nu vă închipuiți că cei din Sardes nu-și făceau programele lor în fiecare duminică, nu luau cina, nu se rugau, nu făceau, ba da, le făceau și în prigoană. Dar ei erau morți spiritual. Așa le spune Domnul. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Omul care trăiește în starea aceasta, despărțit de Dumnezeu, măcar care are religia lui, ritualul lui, el nu știe că vine Domnul. Ziua Domnului îl va surprinde. Voi veni ca un hoț, numai dacă se pocăiește. Dacă se pocăiește, sigur, nu o să mai vină Domnul ca un hoț. O să fie un lucru așteptat, cu drag și dor, cu multă dragoste. Dar până atunci rămâne starea aceasta. Un creștin și o biserică care avea mult renume, oameni de renume, biserici de renume, cărora Domnul le spune, îți merge numele, ai renume, dar de fapt ești mort. Moartea înseamnă lipsa vieții duhovnicești adevărate. Dragii mei, viața cu Dumnezeu. N-am învățat din toată istoria Vechiului Testament că Dumnezeu nu se uita la ritualuri, chiar dacă erau făcute la templu, chiar dacă ei aduceau totul după scriptura pe care o aveau, chiar dacă împlineau totul la litera, nu la asta se uita, ci la inimă relația adevărată cu Dumnezeu, viața duhovnicească, acolo se uită Dumnezeu, la fiecare individual și la o biserică, este lucrul ăsta în viața noastră? Pentru că altfel nu vom pleca cu Dumnezeu. Aici o biserică moartă nu va fi răpită, nu e o făgăduință că va fi răpită, ci este o chemare la pocăință, pentru că altfel voi veni ca un hoț și nu vei ști, vei rămâne aici. Nici nu o să știe că a venit răpirea oamenii ăștia. Și o să fie destui care să le spună că nu avea cum să vină, pentru că răpirea va fi la jumate sau la sfârșit sau că oricum, din moment ce i-au rămas, nu avea cum să fie. De ce au ajuns ei așa, morți? Pentru că, spune mai departe, și-au mânjit hainele. Spune în contextul celălalt. Că, totuși, ai în mijlocul tău câțiva care nu și-au mânjit hainele. Toți ceilalți își mânjiseră hainele. Toți. Cum? Cu bani, cu afaceri necurate, cu înșelare, cu minciună și cu politica, cu toate lucrurile astea. Cu faima, cu a obține profit din orice? Își mânjiseră hainele. Și Domnul spune, ai totuși câțiva care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici foarte puțini, chiar și în biserica aceasta moarte. Probabil că n-au avut opțiune și n aveau unde să meargă. Însă, despre ceilalți, nu afirmă Domnul că vor fi răpiți, ci doar despre oamenii aceștia care nu și-au mânjit hainele, care au spus nu, la asta nu, la asta nu, la asta nu, eu nu mă unesc în lucrul ăsta. Eu nu particip la asta. Cei care au negat participarea la același potop de desfrâu, la același ameste cu lumea, cu păcatul, oamenii aceștia, spune Domnul, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici, este vorba de o rămășiță și în sardis, o rămășiță. Oameni foarte puțini. Este cuvânt de Scriptură, sunt cuvintele Domnului Isus. Nu-i părerea mea, sunt cuvinte puse chiar în contextul răpirii bisericii, pentru că momentul răpirii în Apocalipsa este în capitolele următoare, începând cu capitolul 4, când biserica este deja împreună cu Domnul în slavă. Sigur, nu este explicat clar ca toată lumea să zică, uite aici e răpirea, dar se vede evident că biserica nu mai apare în Apocalipsa din acel moment. Mai apare în mireasa Domnului prin capitolul 19. Însă aici este clar vorba de starea înainte de revenirea Domnului. Și prima, dintre cele trei din capitolul 3 este o biserică moartă care are câțiva care nu și-au mânjit hainele. În rest, oameni amestecați. Și aici, dragii mei, atenție mare. Nu e vorba de a ne uita la alții, ci de a ne cerceta pe noi înșine. Suntem noi oameni cu inima curată? Sunt hainele noastre mânjite? Cât de ușor este să te amesteci? Cât de ușor să te mânjești? Cât de ușor? Și câte oferte ți se fac? A doua stare este cea din Laodicea. Am să sar peste Filadelfia, o să o las la urmă. Biserica oarbă și căldicică. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot, tot dacă ai fi rece sau în clocot. Știm cuvintele foarte bine, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Și oamenii care astăzi caută să îndulcească orice cuvânt din Scriptură ca să le dea lor că toți care au spus vreodată îl accepte pe Iisus vor merge în cer, oamenii aceștia nu vor să citească Textul așa cum este, găsesc orice interpretare, numai să nu înțeleagă că aici e vorba de a fi vărsați, de a fi lepădați. Cuvântul este egal cu a vomita, te vomitare de mi-boca în spaniol. Și acolo n-ai cum să-l înducești. A vărsa aici nu înseamnă cum verzi tu un pahar de apă, ci cum verși atunci când verști mâncarea nedigerată, când ești bolnav. Și Domnul spunea, să te vărs ca pe ceva murdar din gura mea. Bisericii sale. Pentru ce mari păcate? Și aici a trebuit să fim foarte atenți. Nici Sardes, nici la Odicea nu aveau probleme doctrinare. Problemele doctrinare de învățătură le avea Tiatira, Pergam, acolo era cu învățătura lui Baal, cu învățătura Izabelei, cu idolatria, cu lucrurile uh, jerfite idolilor din care mâncau. Dar aici nu era problemă de învățătură. Oamenii aceștia aveau doctrina foarte bine și poți să ai doctrina foarte bine și totuși să fii mort sau căldicel. Și Domnul spune, Chiar dacă ai doctrina bună, dacă nu trăiești după doctrina asta, dacă tu ești doar căldicel, nici rece, nici în clocot, orice interpretare a da oamenii aici este vorba de faptul că el va vărsa o astfel de biserică și un astfel de creștinism. Și dacă este să ne raportăm la situația de astăzi, aceasta este starea cea mai des întâlnită. Nici rece, nici în clocot. Cum ești, frate? Da, sunt și eu credincios. E greu. Păi domnul nu spune așa. Spune că ar trebui să fim un clocot pentru el. Un creștinist căldicel, Domnul nu-l va accepta. Nu vorbește de nicio făgăduință că va umbla biserica aceasta îmbrăcată cu el în alb și îi spune foarte clar că trebuie să se pocăiască. O biserică caracterizată de bogăție. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și aici nu doar bogăție materială, ci și bogăție doctrinară. Eu am doctrina cea mai bună, eu am cea mai bună învățătură. Foarte bine, Domnul nu spune că n-ai. Dar nu știi starea ta, cum e viața ta. Ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dacă ești orb, cum să știi stare? De unde orbirea? Din starea de automulțumire. Sunt bine. Noi nu suntem ca oamenii din lume. Noi nu suntem idolatri. Noi suntem cei cu credința adevărată. Sigur, bine, doctrinar, da. Noi apărăm valorile familiei, poate. Dar cum e viața? Cum e starea inimii tale înaintea lui Dumnezeu? Este o stare de clocot? Arde inima în tine pentru Domnul? Se vede un foc de dragoste? De ce a fost un botez al Duhului Sfânt care avea ca simbol focul? Unii au zis că a fost judecată. Sigur, judecată peste cei 120? A venit judecată în ziua 50 Sau a venit binecuvântare? S-a aprins un foc în inimile lor. Spunea Iremia, dacă n-aș mai vorbi, este un foc înăuntru meu care mă mistuie. Dragostea față de Domnul este un foc aprins, o flacără a Domnului. De ce a fost lăsată cântarea cântărilor? este dragostea miresei față de Domnul, dincolo de Solomon și de soția lui. Cum este dragostea miresei față de Domnul? Un jar de foc, o flacără a Domnului, mai tare decât moarte. Asta vrea Domnul să vadă în biserică. Dragii mei, se vorbesc lucrurile acestea, măcar să se vorbească în contextul venirii Domnului? Nu știu, întreb. Sau pur și simplu, spunem așa, vine Domnul și foarte bine, vom pleca cu toți. Dacă vine aici, mă găsește acestei biserici îi spune, ești în orbire, ai o stare de automulțumire, iar în afară se vede pentru faptul că ești căldicel. Nu că nu se rugau, nu că nu cântau, nu că nu mergeau la biserică, dar nu era niciun foc. Când se puneau pe genunchi în cămăruța lor, nu era niciun foc. Când mărturiseau pe Domnul niciun foc, când cântau niciun foc, totul se făcea ca la carte, dar fără niciun fel de foc, pentru că focul îl dă Duhul Sfânt. Și oamenii aceștia nu mai aveau niciun interes după Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu este viață. Duhul de viață, carnea, nu folosește la nimic. Slova ucide. Duhul de viață. De asta spun eu, riscăm să fim mai interesați de semnele vremurilor decât de umplerea cu Duhul Sfânt. Iar aici despre asta e vorba. Despre o inimă arzând pentru Domnul. Consecința este foarte gravă. Am să te din gura mea. Și chemarea făcută acestei biserici din afară, pentru că Domnul a ieșit de acolo, eu unul sunt sătul de creștinismul ăsta, și nu mă simt bine într-o astfel de biserică. Îl înțeleg pe Domnul foarte bine de ce era la ușa bisericii. Ce să vezi într-un creștinist căldicel? Mai mare rușine. Măcar oamenii din afară, oamenii din religiile astea, firești, lumești, drăcești, nu cunosc nimic. Dar să știi că este Domnul, că vorbești de Cel care și-a dat viața pentru tine, cu care vei petrece veșnicia și totuși să o spui și să trăiești așa, într-o stare de căldicel, mi se pare un lucru extraordinar de rău. Iar Domnul a ieșit afară și spune așa, fii plin de râvnă, dar și pocăște te Iată, eu stau la ușă și bat. Poate ascultă cineva înăuntru și din la Odisea. Nu spune că se va trezi la odiceea. Să dea Dumnezeu. N-am văzut până acum. Dar dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa din la Odisea, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vom avea părtășie. Se va restaura relația. Și omul acela va fi pregătit în urma pocăinței. Și repet, aici e vorba de biserici, pocăința bisericilor. Acelei din Sardes, acelei din Laodicea. Dacă cineva face lucrul acesta, Domnul intră și îl pregătește. Asta e pregătirea. Pregătirea se face așa. Dacă cineva este cu inima în clocot, fiecare se evaluează. Eu nu cunosc starea fiecăruia de aici și aproape a nimănui. Pentru că, așa cum am spus, n-am mai venit de 5 ani. Și nu-i treaba mea să cunosc. Dar, dragii mei, stăm în fața celui care este prezentat în Apocalipsa cu ochii ca parafocului. focului, care cercetează inima și rărunchi, care ne cunoaște pe fiecare, și pe mine care vorbesc aici. El știe dacă vorbesc doar ca să vorbesc sau dacă asta e ce caut. Știe la fiecare care e situația. Iar în momentul în care va veni Domnul, lucrul acesta va conta. Ce găsește Domnul în inima noastră? Cum este pregătirea noastră pentru El? În ce fel noi am luat cuvintele acestea în serios? Nu e vorba doar de a spune vine Domnul, ci și de a ne trezi, de a începe să trăim într-adevăr creștinismul ăsta, ca să ne găsească Domnul pregătiți la venirea Lui. De fiecare dată când le spune ucenicilor că El e aproape să vină, le spune și fiți treji și vegheați. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Nu e vorba să stai cu o în are mână. O făclie în inimă să ardă. Făcliile să vă fie aprinse. Să fiți ca niște oameni care le așteaptă pe Domnul lor să vină. Și în final avem a treia biserică, Filadelfia, Biserica vie care n-avea mare renume și nu era foarte cunoscută, dar care a păzit cuvântul Domnului. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Nu era o biserică excepțională, dar era o biserică ce rămăsese fidelă, credincioasă Domnului. Avea puțină putere, avea putere dragii mei, înseamnă prezența Duhului Sfânt. Nu făcea semne și minuni să cadă oamenii pe spate, să vină toată lumea să filmeze, să vadă ce extraordinar suntem noi. Dar avea putere de la Duhul Sfânt. Avea putere în mărturisire, avea putere împotriva păcatului, avea putere împotriva celui rău. Avea putere. Biserica ce va fi răpită, căreia Domnul îi spune, singura biserică din cele șapte, căreia îi spune că o va păzi de necaz, este aceasta. Care avea putere prin Duhul Sfânt, nu puterea ei, că nu-i putere în noi înșine. Știu în adevăr că în mine nu locuiește nimic bun. Spunea Apostolul Pavel. O biserică ce avea răbdare în suferință. Ai păzit cuvântul răbdării mele, ai avut răbdare apropo de venirea Domnului și de suferință, de prigoană. O biserică ce nu s-a lepădat de Domnul, iată făgăduința pe care o face Domnul, versetul 10, Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii Pământului. Și foarte frumos, dacă ne oprim aici, este unul dintre punctele foarte importante. Care susțin doctrina răpirii înainte de necazul cel mare. Și este foarte, foarte important. Contextul scripturii vorbește despre asta. Acesta este un argument foarte puternic. Este un ceas al încercării care are să vină peste lumea întreagă. Nu a fost atunci, la sfârșitul secolului I, n-a fost niciodată, dar va fi la sfârșitul vremurilor. Necazul cel mare este necazul întregii umanități, dincolo de faptul că e necazul lui Iacov. Și Domnul îi spune: Te voi păzi! de ceasul acesta, iar cuvântul acolo este ec în afara ceasului încercării, în afara necazului, nu prin necaz, ci în afară, înainte să judece lumea, Dumnezeu l-a luat pe noi, l-a suit în corabie și nu l-a trecut prin potop, ci deasupra potopului. Iar pe Lot l-a scos afară din Sodoma și pe urmă a căzut foc din cer și a spus, du-te mai repede că nu poți să fac nimic până când nu ești acolo. Biserica aceasta are o făgăduință. Și iarăși aici se opresc mulți predicatori la jumatea drumului și spun, iată ce făgăduință are Filadelfia. Foarte frumoasă făgăduință. Are putere, a păzit cuvântul, este fidelă, este ceva din lucrarea Duhului Sfânt în ea, nu se remarcă, nu e extraordinară, dar are ceva. Domnul îi spune că o va păzi, dar nu se oprește acolo, ci îi spune în versetul 11. Păstrează ce ai ca nimeni să nu ți-a -ți cununa. Ai grijă și tu, că și tu poți să pierzi asta. Păstrează ce ai păstrează fidelitatea față de cuvânt, păstrează ascultarea, păstrează focul, păstrează puterea. Fiindcă dacă nu păstrezi, altă biserică se va trezi, alți oameni se vor trezi, Dumnezeu nu va rămâne fără o rămășiță, este o biserică ce va fi în viață la venirea Domnului dincolo de cei care au murit credincioși și vor învia atunci. Vor fi oameni care vor fi găsiți, pregătiți pentru venirea Lui, dar și acesteia, nu o laudă, nu o liniștește, nu o calmează, ci îi spune păstrează, ai grijă. Și pe aceasta o avertizează. Nu îi dăm la pocăință, dar o avertizează, păstrează. Fiindcă, dragii mei, poate ne-am trezit odată în trecut și poate au căzut lucruri din viața noastră. Dar lumea aceasta e ca un tăfălug. Presiune din jurul nostru. Hai, fă și tu, hai că te-ai găsit tu altfel. Hai, intră și tu un pic din asta, un pic din cealaltă, dar te-ai găsit tu singurul. Pe cine mai găsești ca tine? Iar Domnul spune păstrează ce ai. Fiindcă dacă nu vei păstra, sigur, tu o să rămâi cu amintirea și vor veni alții, se vor trezi și ei, da, vor fi încununați. Vor fi luați în slabă. Așadar, dragii mei, este o avertizare pentru toți. Atenție mare, acestea sunt cele trei situații. Nu cred că este vorba doar de biserici istorice să se spună că. E vorba de protestantism la Sardes, de creștinismul tradițional la Laodicea și de Evanghelii și la Filadelfia. Nu e așa, ar fi fost simplu să fie așa, dar nu e așa, ci cred că este vorba de starea fiecărei biserici biblice în mod particular și de starea fiecărui creștin în mod individual, pentru că aici, dincolo de a vorbi bisericii, vorbește câte unui om din biserica aceea, mesagerul trimis. Înger înseamnă mesager în contextul acesta, nu un înger din cer, ci un om trimis la Ioan. Închei și eu cu două texte din Scriptură, acest mesaj, pe care sper să-l audă cât mai mulți și să ia fiecare atitudinea potrivită, pentru că eu nu am niciun fel de interes personal, dar trebuie să mă achit de ce am primit de la Dumnezeu Și îi spunea lui Ezechiel, acum fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care este din gura mea și să-i din partea mea. Să nu mai zic că e templul Domnului, templul Domnului. Avem ritualuri, aducem vite la templu și ardem sacrificii. Și facem totul ca la carte. Vai cum cântă leviții, vai ce frumos cântă preoții în altar. Și Domnul zice, nu e nimic. E mizerie, murdărie, am să șterg de pe fața pământului și templul, și preoțimea, și tot. Israelul în robie. Țara pustie, 70 de ani. Tu trebuie să asculți cuvântul care este din gura mea și să înștiințezi din partea mea, să le spui să nu mai stea liniștiți, să se trezească. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întoarci de la calea lui ce are. răul acela va muri în elegiurea lui, dar sângele lui vor cere din mâna ta. Și unii au zis, e vorba de omul neîntors la Dumnezeu, de omul păcătos. Dragii mei, aici în context e vorba de întreg poporul Israel. Tot poporul mai puțin o rămășiță, în capitolul 9 vedem, pe care îngerul îi însemnează cu o pecete pe frunte și scapă de necaz, apropo de scăparea dinaintea judecății. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în elegirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Zic și eu poporului Domnului, nu doar fiecăruia individual, celor care ascultă și care dau mai departe. Dacă omul ascultă și se trezește, va fi foarte bine. Dacă nu, eu cel puțin am spus. E datoria mea să o spun cât se poate de clar. Nu pot mai clar de atât. Dar cred că e suficient ca fiecare să înțeleagă că dacă știe că vine Domnul, nu-i suficient să știi, nu-i suficient să vezi semnele vremurilor, ci trebuie să te trezești, trebuie să intri în lucrurile pe care Dumnezeu le pune aici. Să intri în rânduială, pentru că Domnul va lua pe fiecare individual, nu cu totul la grămadă, ci pe fiecare în funcție de realitatea vieții sale pe care Domnul o cunoaște. El cercetează inima și rărunchii până în adâncul inimii și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Eu uh -huh. sunt acela, spune Domnul. Aici în Apocalipsă. Datoria mea personal nu este doar să văd semnele, le văd, văd mai mult decât pot spune, repet. Și în plus, în afară de a le vedea, datoria mea este și de a avertiza cu toată seriozitate. Nu jucându-ne cu cuvintele, nu căutând să facem mișcări de protest, lucrurile se vor întâmpla așa. Nu avem noi cum să le schimbăm. Dumnezeu le îngăduie. Sacina noastră nu e asta, sacina noastră să ne trezim, să trăim viața cu Dumnezeu. Iar datoria mea este să avertizez în legătură cu pregătirea poporului, nu doar cu semnele care vin. Și pregătirea, dragii mei, lasă de dorit. Mai zic încă o dată, după pandemie, lucrurile au mers tot mai în jos. Parcă s-a produs așa o prăbușire deodată. În poporul Domnului, în cei care aveau inima înflăcărată, în cei care se treziseră și mărturiseau și se vedea, parcă deodată totul a început să se scufunde și parcă nu se mai oprește scufundarea asta. De ani de zile. Fiecare face ce vrea, eu trebuie însă să mă achid de datoria mea, să spun că majoritatea creștinilor, fie că nu cred în apropiata venirea Domnului, fie cred în ea, dar nu se pregătesc sub nicio formă. Aceasta este starea majorității creștinilor care se complac în starea lor și spun că odată mântuit pentru totdeauna mântuit și orice ai face, tot vei avea parte de răpire. Încă o formă de a exprima același adevăr, Ieremia 6, Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi. Fiți culoarea minte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund, nu vrem să fim culoarea minte. Străjeri puși de Dumnezeu peste poporul lui și răspunsul poporului, nu vrem, nu vrem să umblăm pe ele. Uitați-vă la cărările cele vechi, întoarceți-vă la creștinismul primar, întoarceți-vă la viața cu Dumnezeu, întoarceți-vă la rugăciune, întoarceți-vă la curăție, întoarceți-vă la viața în taină cu Dumnezeu. Nu vrem. Am pus uh, niște străjeri peste voi. Fiți cu minte, fiți atenți cum sună trâmbița. Trâmbița nu doar spune că vine pericolul, ci și îți arată cum să te îndrepți. Ce răspund ei? Ce au răspuns cei din Israel? Nu vrem să fim cu luarea minte. Parcă e vremea noastră. Oameni care poate nu rostesc așa, dar prin atitudinea lor așa fac. Nu vrem să ne întoarcem la cărele vechi. Sunt altele mai noi și mai ușoare. Nu vrem să luăm aminte la sunetul trâmbiței. Vrem să vină Domnul să ne ia așa cum suntem. Că noi suntem slabi și neputincioși, dar Domnul are milă de noi. Și tot așa niște texte pe care le avem noi scoase din context ca să ne justificăm starea de depărtare de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim într-adevăr pregătiți. Acesta e scopul. N-am nimic în plus nu urmăresc niciun scop. Sunt 10 ani de când fac aceeași lucrare și am dovedit că n-am urmărit niciun alt scop. Cred că ar putea să-ți dea fiecare mărturie. Nu caut nimic decât poporul Domnului să fie cu adevărat treaz, iar eu când va veni Domnul să pot să spun, Doamne, n-am știut, n-am putut să fac mai mult, aș fi vrut, dar am făcut tot ce am putut. Și am zis cât de clar am putut. Fiecare își decide veșnicia și eu cred, dragii mei, că venirea Domnului este foarte aproape că timpul este foarte scurt și că marea, marea majoritate, nu o spun cu plăcere și cu duc de judecată, marea, marea majoritate a creștinilor nu sunt pregătiți. De aceea, fiți culoarea minte la sunetul trâmbiței, zice Domnul, și să nu răspundem cum au răspuns evrei, nu vrem să fim cu minte, noi să vrem să ne îndreptăm căile, să ne apropiem de Domnul, să ne curățim viața, să ne pocăim dacă avem lucruri de mărturisit. Iar dacă suntem ca Filadelfia, slavă Domnului! Poate și sigur, sunt și oameni care sunt fideli Domnului, care au puțină putere, care au foc în candele, care au inima pregătită să-L întâmpine pe Domnul. Și pentru noi și pentru oamenii aceștia este un îndemn. Păstrează cei. Ține înainte. Nu te mulțumi, nu, nu intra în starea de automulțumire că o să ajungi ca la odiceea. Ci păstrează cei. Mergi înainte, până la capăt. Domnul să ne ajute să înțelegem cuvintele sale. Să fim cu toții pregătiți pentru ziua cea mare a revenirii sale, iar dacă nu ne vom mai vedea aici pe pământ, să ne vedem cu toții la revenirea lui. Amin!